am cunosc pe Radu Rădean și vreau să vă vorbesc despre o bătălie. Nu este vorba despre ucidirile a Egiptului de către Alexandru cel Mare, nici despre zidul Berlinului și nici despre calul Troian. Este vorba despre o bătălie mai neobișnuită și asta pentru că este una paștică. Bătălia cărților, așa se numește concursul de lectură, desfășurat în fiecare an de 3 ani încoace la Biblioteca Municipală Bogdan Petricescu Caștelu. Ei bine, cum am ajuns să vorbesc astăzi despre acest concurs, despre această bătălie? Recent întoarsă de la Cluj, după 7 ani de studii la Universitatea Babeș-Bolyai, am luat legătura cu biblioteca, locul sacru al studentului, arătându-mi disponibilitatea de a participa la activitățile ei. Dintre multele evenimente care se trec aici, cel mai incitabil s-a făcut acest concurs, mai ales că l-am reușit la Cluj, la Biblioteca Octavian Grogan. Concursul de lectură bătălia cărților se adresează atât categoriei de vârstă copii, cât și categoriei de vârstă adolescenți. La Cluj avem și categoria de vârstă maturi. Ei bine, la fiecare categorie sunt propuse spre lecturare de 10 cărți pe care participanții trebuie să le citească, să le analizeze și să completeze fișele de lectură la ele. Vă spun cu toată sinceritatea că am fost impresionată de calitatea cărților din concurs. Atât la categoria copii, cât și la adolescenți, avem cărți care vorbesc despre probleme actuale, care sensibilizează, care conțin aventură, mister, suspans. Sunt cărți care nu te lasă nicio clipă să te plictisești și pe care le citești dintr-o suflare. Să vedem, la categoria adolescenți, băiatul Ego sau băiatul Ego vorbește despre gradul înalt de tehnologizare spre care tinde societatea actuală. Este un roman terifiant care mai strigă odată lumii că nu vom deveni niciodată roboți, că suntem plătiți pe emoții și sentimente și că tehnologia nu poate și nici nu trebuie să locuiască umanitatea din noi. Este un frumos poem care prostănește iubirea prin excelență un sentiment uman. Toate acele locuri minunate este povestea de dragoste dintre doi adolescenți care surprinde cu exactitate particularitățile vârstei, relevând fragilitatea. Castelul de sticlă spune povestea unei copile care este crescută într-o familie cu părinți mult prea independenți, care nu urmau deloc preceptele sociale, făcându-le educația doar conform conceptelor lor. Este o istorie interesantă și pe alocuri tragică, întrucât acea copilă, autoarea, împreună cu frații ei, îndură momente de foame, frig, nesiguranță, părinții neputând să le ofere totul din cauza excluderii din societatea pe care o practică. Să trecem mai departe, la categoria copii, avem misterul Tirhanul Puncașilor. Vorbește despre Milo, un băiețel de 12 ani care, împreună cu prietena lui, soluționează misterul într-o manieră demnă de adevărați contrabandiști. Indicii, piste, toate sunt parcurse de mintea scriitoare a lui Milo, căruia nu scapă nimic și care termină rezolvând toate misterele care ies în cale. Copiii cititori învață de la ele să se concentreze, își dezvoltă atenția, prind plăcerea jocului și trăiesc alături de Milo o experiență extraordinară. În mediul zis maniacul, copiii cititori învață de la un maniac că stă în puterea fiecăruia să schimbe mentalități și să devină mici eroi. În numărul zilele, cititorii cunosc povestea tulburătoare a unei familii care reușește să scape de urmărirea naziștilor și asta pentru că sunt solidari și iubitori unii cu alții. Cărțile descriu porți feluri nebăruite, ne alimentează dragostea de viață și clădesc în sufletele noastre de altfel mult prea fragile optimismul. Mica campanie pe care am derulat de promovarea acestui concurs, am interacționat cu cititorii. Am discutat despre subiectele cărților. Am scris recenzii pe care le-am abordat cu ceilalți bibliotecari. Am creat chiar și un grup de carte în față în cadrul acestui concurs. Iar la acest grup am definit cuvinte noi cu ajutorul dicționarului explicativ al limbii române, am scris propoziții cu expresii din carte, am compus și text. Vreau să mulțumesc pe această cale doamnă bibliotecare Natalia Timpu, Zelinski Angela, Valentina Țirat, Elena Cimotari pentru susținere necondiționată în promovarea acestui concurs. Iată exemplul ilustrativ prin ceea ce a făcut acum de carte. Vă prezint un mic text compus de către un participant cu expresiile din cartea lui Eugen Spinelli, Mentis is Maniacum, și anume, tăcere de moarte, se dezlănțuise iadul, sclipire de amorească în ochi, frâșeala copiilor. Textul compus de către participant a fost acesta. În clasă se stăpânise o tăcere de moarte. Când ieși învățătoarea de clasă, se dezlănțuise iadul. Învățătoarea se întoarse, aducă sclipire de amorească în ochi. Și continuă acel vă mulțumesc, vă aștept la o nouă ediție, cu noi experiențe, noi explorări. Vă invit să cunoașteți lumea fascinantă a cărților în cadrul acestui concurs, alături de alți participanți, la fel de inteligenți și interesători. Știați că, potrivit
mari din Statele Unite, Canada, Irlanda, Noua Zeelandă. Totodată, este utilizată ca a doua limbă în mai multe țări. Cunoașterea limbii engleze oferă de mult diverse oportunități. Pentru noi, individual. Hai să vă zic 5 motive pentru a cunoaște limba engleză. Succes în afaceri, un trai mai bun, cu un job mai bun. Accesul la informații, călătorii în jurul lumii. Ești mai bun decât ai fost. Ești cool. De ce mai trebuie să știm limba engleză? Pentru că trăim în era internetului, unde totul circulă la viteze uimitoare. Pentru că trăim în era globalizării. Și pentru că totul este transmis în limbi străine, prioritar în limba engleză, ca toată lumea să poată înțelege. Ne-am întrebat, ar vrea utilizatorul de universitate de informații? Evident că da, a fost răspunsul. Luând în considerație solicitările parvenite de la utilizatorii bibliotecii Ștefan cel Mare din Chișinău, am dat start un nou serviciu, engleza de la mic la mare. Începând din anul 2014 și până în prezent, este un serviciu pentru toți, indiferent de vârstă, gen sau statut social. De la an la an, numărul participanților crește. Dacă la început s-a format un singur grup din 15 persoane, în prezent avem 3-4 grupuri de absolvenți a acestui curs care își dezvoltă, îmbunătățesc abilitățile de comunicare în limba engleză. Partenerii în această inițiativă îi avem pe Elena Chirică și Nicoleta Sfinitsky, voluntari cu inițiativă și implicare maximă în țară și peste hotare. Elena Chirică, ambasador al Alianța Franceză, Nicoleta Sfinitsky, membru al departamentului de Amelorbit și nou. La activitățile serviciului respectiv, i-am avut ca oaspeți din Australia și Marea Britanie. Pe Devon Parker și Stephen Levin. Mare le-a fost uimirea atunci când au văzut că utilizatorii au un accent perfect în comunicare. Astfel, oaspeții și-au dorit o activitate în care să fie o activitate organizată cu ore distractive în care să fie implicați maturii și cei mici. Astfel, participanții acestui serviciu au avut posibilitatea să comunice personal cu vorbitori de limba engleză, făcând schimb de experiență și idei. Metodele de instruire au fost brainstorming-ul, prezentări alternative, lucru individual și în grup, studiu de caz. Pentru a trezi interesul participanților, s-a folosit mult stimulare senzorială și joacă. Cei mici și mari au învățat ascultând, văzând și imitând. Ușa procesului de asimilare este planul emoțional. Învățarea nu este stresantă, pentru că se asimilează în mod distractiv, leger, deschizând procedeile învățării foarte ușor. Participanții sunt încurajați să cânte, să danseze, să recite, să gesticuleze, ilustrând ceea ce au învățat. Toate cele menționate, procesul de învățare este mai ușor, mai simplu, mai atractiv pentru toate vârstele. Utilizatorii au fost promotori în dezvoltarea acestui nou serviciu, exprimându-și mare dorință de a învăța limba engleză. Astfel, absolvenții remarcă faptul că serviciul este o posibilitate excelentă de a studia și a acumula cunoștințele în limba engleză pentru necesitățile sale. Utilizatorii mărturisesc faptul că este un pot solid pentru necesitățile lor personale. Biblioteca Ștefan cel Mare este mulțumită de acest pod cu piețe diferite în care este un perfect pentru ei, pentru necesitățile lor personale, iar biblioteca lărgește cu mare drag
să treacă cu succes mai mulți utilizatori pe acest cod. Și să nu uit, cursurile sunt gratuite, da, pentru voi toți. Vă așteptăm cu mare drag. Am o întrebare. Unde este în centrul Chișinăului un oficiu care oferă excursii pe plenaș? Nicăieri. O altă întrebare în suflet. Dar copiii, studenții, dar și pensionari vor să află mai mult despre orașul Chișinău. Unde se vor adresa? În agențiile de turism, dar serviciul lor sunt ocupate. Noi avem răspunsul la aceste întrebări. Bibliotur. Descoperim Chișinăul altfel. Serviciul de turism social care oferă excursii regionale gratuite prin centrul capitalei. De ce descoperim altfel? Deoarece nou bibliotecari de la Biblioteca Municipală au promovat locul de vis și au demonstrat cele mai importante monumente și locuri istorice ale orașului. De ce turism social? Deoarece beneficiarii noștri în prioritate sunt elevii, pensionari, studenți și copii cu dizabilități. Va fi un ghid, nu este atât de ușor. Ce ne spun ghizii noștri? Ce ne mai încurajați bibliotecari? Toate diferite, bine documentate, instruite, dar și îndrăgostite de oraș. Facem cunoștință cu el. Plineam mic. Cel mai creativ, atractiv și zâmbitoare ghid. Am avut curajul prima discuție. Людмила Довеску. Cel mai serios, punctual și responsabil ghid. Știe totul despre parcurile orașului. Людмила Бунека – бібліотекар, який має експеріенцію де гід туристик, та ще гід фундатор. Світлана Думеній – фурмаса, кувачі глинди, фіні, прагетити. А от екскурсія в хаті емоціонатів петру вікторій туристів, вікторій кість, студенці та депутації де туризму на академії дискурії економічі. Даніла Борта – чергар тидер ще енерджик гід, а от екзерар клуб, інтересант, та ще компігат. Стелла Мурану, гид Салвадор, асфальтовать экскурсии не планифицировали, в Ченке, но мы не как раз были в Кузи, и встречал в Кузи в дизабилитете. А Жанна Бош, чел мой эмоционал, гид Кишинауян, чтир мути истории интересанты, история вашей. Ангель Сонда за библиотеку Лицек Мандель, что новый вас испон чудес приобретели и приезжайте на историю вашей. Евгения Бутнару, фотохроникатор сервичного носка. А я студии историчи Катя Мута, если в Юмри. Во время экскурсии объединена с усилия фамилии. Евгения есть еще и аудитория инфографика у сервича. Маргарета Шачкова, чемай экспериментатки, а им багаж солиды помощницы без прораши шипнувной, обсунут мгавы приколи. Și el cu subsemnată de exercuri organizatorul excursiilor responsabil de proiect, dar și ghidul. Cine au fost beneficiarii noștri? Elevi, studenți, voluntari străini, oaspeții din România, oaspeții din Republica Moldova, din Soroca, Orbei, dar și diplomați de la Ambasada Statelor Unite care au susținut acest proiect. Ce am propus noi? 5 itinerarii și 55 obiective turistice. Cele mai solicitate itinerare au fost curul prin centrul orașului. Cel mai lung itinerar, și aici s-a început orașul și centrul istoric. Cel mai interesant itinerar, urmele arhitecților Rinu-Bințicu, vizita muzeului orașului. Cel mai plăcut și ecologic itinerar, prin parcurile orașului. Care monumente au fost cele mai atractive? Monumentul Ștefan cel Mare, bustul lui Mihai Mântuț, cu profilul sculptorului Luminovski, Леє з Мградина публіка Штефан Челмай, старші відділі панорамика Урашу, де лав музей Урашу. А мабуть ще й партнер музей Урашу Кишинев, каса музею Зайпушкин, ще сусідіра від партії Дунівасти, де лаві протечері Христоботів, Олег Урсов, Ломоносов, Міцький, Четербовіште, бібліотека Централи, Чедру, Дєшлен, Закаріо, Ажупат, Бенорганізаря, Бубії, Лайф, Кусілі Маски. Pe parcursul a 7 luni, noi am fost organizate 30 de excursii cu 345 participanți, au fost scrise 36 articole pe blog,
și în rândul său a fost replicat și în Republica Moldova. E predicat în Crincova, Orhei, Cabul, Hăcești, a luat exemplul nostru și organizat excursiile în dus localitățile locurilor. Dacă v-ați impresionat serviciul nostru, îl invităm în echipa noastră de vizi. Здравствуйте, меня зовут Наталья Чёрнова. Я работаю в филиале Ломоносова в библиотеке. И веду курсы «Планшет для начинающих» для пользователей преклонного возраста. Услуга называется «Медиамастер». Как возникла идея предоставления этой услуги? Как-то раз в библиотеку забегает бабуля. И прямо как в фильме «Бриллиантовая рука» восклицает: «Наташа, все пропало, все пропало!» А оказалось, что все потеряно. Просто сбились на стройке рабочего стола. Мы решили провести опрос анкетирования наших читателей с целью изучения их потребностей в цифровой грамотности. Анализ этого опроса показал, что такая категория пользователей, как пенсионеры, испытывают проблемы с использованием цифровых технологий, которые уже интегрированы во все области нашей жизни и не могут воспользоваться значительным количеством услуг. Будь то проверка банковского счета, оплата коммунальных услуг онлайн, заказ товара, коммуникация с близкими людьми на расстоянии. Фактически это ведет к социальной уязвимости пожилых граждан. Вы, наверное, замечали, как легко подрастающее поколение овладевает навыками работы с компьютерными технологиями. Подростки и дети свободно ориентируются как в персональном компьютере, так и в мобильных гаджетах. Однако у пенсионеров возникают проблемы с использованием современных устройств в силу их из-за большого количества принципиальных ограничений, являющихся следствием их пожилого возраста. Многие достижения, изучение многих услуг у них происходит медленнее. Изучив спрос этой категории наших читателей, в библиотеке была разработана программа по изучению использования планшета с учетом их возрастных особенностей. Ведь залог успешного обучения пенсионера в особом подходе. Во-первых, необходимо доходчиво, грамотно и терпеливо объяснять материал обо всех тонкостях работы планшета или смартфона, чтобы избежать страха в этой категории перед его использованием и поддержать интерес к обучению. Во-вторых, индивидуальный подход к каждому. Необходимо быть вежливым, терпеливым, доброжелательным. Например, некоторые наши курсантки, столкнувшись с нетерпеливостью детей и внуков, боятся быть навязчивыми, извиняются, думая, что задают глупые вопросы. В-третьих, необходимо эффективно построить процесс обучения. Ведь планшет для них должен стать большим помощником в жизни, если научиться правильно использовать все его ресурсы. Это, в первую очередь, расширение возможностей для общения, поиск коллег, родственников, знакомых, контакты с которыми затерялись, расширение круга интересов, хобби и увлечений, легкий доступ к любой требуемой информации и выходя из дома. В том числе доступ к порталам государственных услуг. Поэтому наша задача – превратить планшет из пугающей машины в друга и помощника. Реализация данного проекта началась в апреле этого года. Услуга «Медиамастер» состоит из тренингов по изучению, персонализации, работе с приложениями на персональных планшетах и смартфонах. Обычные курсы предлагают ряд фиксированных программ обучения. Это очень неудобно для пенсионера, ведь он не знает всех возможностей планшета, его программ и уже должен сделать выбор. Но как? Я эту проблему решаю благодаря индивидуальной форме обучения. С первого же занятия я выявляю их интересы и потребности, объясняю, чем может быть полезно то или иное приложение и предлагаю внести его в персональный план обучения. Наши курсанты изучают выборочно те приложения, которые им нужны, которые используют их родственники, а не все подряд от и до, как в компьютерном классе, теряя время. Например, если близкие люди обучающегося используют в общении определенное приложение, будь то Skype, Viber или WhatsApp, то я обучаю его именно этому приложению. Мы детально изучаем все возможности его использования.
Учимся добавлять контакты, писать сообщения, осуществлять видеозвонки, посылать фотографии. И учитывая возраст этой категории пользователей, необходимо многократное повторение каждого из этих процессов. Как показывает практика, пожилые люди, успешно овладевшие компьютерной наукой, более уверены в жизни и жизнерадостны. Мы уверены, что услуга «Медиамастер» поможет нашим читателям адаптироваться в современном пространстве. Я благодарна, что меня пришел поддержать один из наших курсантов, Игорь Фонарь. Buongiorno, ciao a tutti. Pittam o daiala parmitam spaghetti de ramisu, cine astăzi nu cunoaște aceste cuvinte, dar mai ales fara de origine. Acum când oamenii au posibilitatea să călătorească peste hotare, crește și necesitatea de a cunoaște o limbă străină pentru a putea comunica. Limba italiană este în topul limbilor cerute astăzi de utilizator. Dacă engleză se studiază în toate școlile și liceele din capitală, atunci limba italiană se studiază doar câteva. Limba italiană, o limbă vorbită astăzi de 62 milioane de oameni, limba oficială a Italiei, Vatican, San Marino și Veneția. După statistica din ultima oră, astăzi în Italia se află peste 200.000 de moldoveni rezidenți, 25.000 de studenți, 2.000 de oameni de afaceri și avem 10.000 de căsătorii înregistrate. De limba italiană ne leagă nu numai rădăcini istorice comune, dar și în prezent ne leagă multe aspecte ale vieții noastre, cum ar fi locuri de muncă, afaceri, studii, rude, prieteni care se află acolo. Dacă este cerere, noi oferim serviciu, pentru că utilizatorii noștri sunt copii maturi care au rude, prieteni, copii în Italia. Biblioteca noastră este unică în cartier. Avem foarte mulți utilizatori și este locul perfect și instituția perfectă pentru a răspunde prin diverse servicii necesităților lor. Serviciul italian perfect a apărut din cititate și se bucură de succes în rândul copiilor și maturilor. Noi învățăm nu numai limba, dar învățăm și istoria, cultura și gastronomia italiană. Lecțiile sunt interesante, combinate cu elemente de comunicare, de muzică. De exemplu, la una din lecțiile noastre, copiii au învățat că orașul Veneția este situat pe 134 de insulițe, unite prin canale, unde se circulă cu bărci în loc de mașini. Utilizatorii noștri sunt de diferite nivele și pregătiri și cunoașterea limbii. Unii sunt începători, alții deja știu să comunice. Cu fiecare din ei se lucrează individual. Dacă copiii vor să studieze limba corect, accent, gramatică, scriere, vorbire, atunci maturii care se adresează serviciului nostru vin cu anumite preferințe. Majoritatea de ei au nevoie să învețe unele propoziții sau expresii standard pentru a putea comunica. Unii pleacă la muncă în Italia, alții pleacă la odihnă sau în vizită. Serviciul nostru oferă și alte facilități. În afară de studierea limbii italiene,